Bună dimineața, unchiule. Cădești. Vă că e supărat de dimineață, da. Suntem în parcul de la Intim. Așa. E vorba de statuia asta. Îmi arăt statuia de la copilul. Așa. A căzut placa, unde de jos. A căzut placa de marmură și nu s-a pus de cât timp nu e pusă? De un an. Un an de zile. Un an de zile. Dar de trotuarul ăsta ce părere ai, unchiule, de aici pe unde? Dânsul încearcă să treacă. Tot, uite, a furat plăcile, fărâmale. A furat plăcile și așa a rămas. Da, spune-mi unde e bunit. Hai să văd lucrurile ale boschetarilor, o stică așa, de bere Ursus. Așa, așa. Da, au tăiat aici copertinele astea. Le-a tăiat de mult. Și un par neîngrijit. Să mai verifice primarul că e acolo, lângă primărie. Spuneți-mi, domnul Drăgulin. O să vadă cu siguranță ceea ce scriem noi, ceea ce spuneți dumneavoastră. Suntem oameni aici. Suntem călărășeni, este parcul nostru. Așa, domnul. Uite că e de mult, un an de zile. Era un parc curat înainte aici, mai ține minte? Eu mă duceam pe la domnul Drăgulin, nu mai pot că am fost la adus WC-ul de acolo, la adus, că se juca copii și oamenii se cea la gard. Da, da, da. Așa se spune, se știe. Ia uite acolo un morman de... Și de când e? Un morman de boscheți de iarbă uscată. Păi nu pune nimeni mână, băle. Nu pune nimeni mână să facă nimic. Sper o să mă cred. Nu știu, uite, de că a căzut și o creangă de sus, a venit una a luat-o acasă de foc și restul a rămas acolo de 2 săptămâni. Bine, unchiule, îți mulțumesc mult. Sănătate, numai bine. Deci cam așa arată un parc, parcul Intim din Călăraș. S-a costat știu că are vreo 2 săptămâni de când de aici. E cu gunoi menajer, se pare. Da. Intrarea municipiul Călăraș. Strada Slobozii. Da? Și gunoaie. Care zac așteptând pe cine oare să le ridice.